Hello guys, I found the frozen bin. I don't know where it comes from. And we're ready to go on Machina. And I just want to hold it a little bit. And we're ready to go to Machina. But guys, kids, click here to subscribe. Salutare guys, bună dimineața. Într-adevăr, suntem ready to go to Machina. Ne-am trezit dimineață. Și într-o oră, acum cred că este 10:30, într-o oră casa arăta dezastru. AJ s-a trezit și direct la jucării s-a dus și le-a împrăștiat așa aproape pe toate. Trebuia să filmăm aseara. Seara a fost... Wow, aseara a fost... Ziceai că a explodat o bombă de haine la noi în casă. Și de jucării. Și de jucării în același timp, știi? Era așa ca un ciclon, a trecut și a luat tot ce a găsit în cale și a construit AJ o cazemată în mijlocul patului, folosind absolut fiecare pernă, haine, jucării plapumă, de pluș, da. Plapumă. Și după aia am luat fiecare câte o sabie, eu cu el, și ne-am ascuns acolo în cazemată și ne făceam că este nava noastră de război și eu o chemam pe Oana, mami, vino, și noi ne ascundeam acolo și ne luptam cu sabiile, da. Și eu mi-am dorit foarte mult să nu ne bage ăștia în carantină, înțelegeți? Am zis, am avut așa un flash, am zis, oh my god, și încă ieșim afară, da? Deci... Da, o nebunie pe roți. Acum ne grăbim pentru că trebuie să ajungem la școală la AJ. Mi-a scris un e-mail, Miss Jill, care este învățătoarea lui, a pregătit un dosar, o mapă cu diverse instrucțiuni. Ce să facem cu copiii noștri? Ne învață să fim părinți. Acum cât este situația asta și școlile sunt închise. Ne învață să fim părinți, / profesori. / educatori. Da. Da, să-i ținem ocupați în zilele astea. Da. Să nu-i lăsăm să crească așa ca o buruiană lângă gard și, din câte am înțeles în e-mail, diverse materiale educative, să-i învățăm, să nu piardă lunile astea. Școala s-a închis până pe 20 aprilie, dar am auzit că s-ar putea să se prelungească mai mult de atât. Sper măcar să dea ăștia drumul la banul de travel, că să-l trimitem la Bica. Îl trimitem în România la Bica, să alerge acolo în curte și să se joace cu Lupu și cu Max și cu toți căței și copiii pe uliță, așa cum am făcut noi în copilărie. Asta facem și mai vedem noi. Stați aproape! Ai luat kitul? Am luat kitul. Sure, dar nu acum. Lasă să ajungem acasă, mami, da? Da, mami. Eu nu pot să fac mărcele și chestii. Lasă-mă că le facem și le vindem pe net. Oh my god. Nu, mami, nu, acasă. Deci, un filtru de cafea... Să construim, să facem și să chestii. Super, dă repede cu șervețele dezinfectante, că... Păi, tocmai că nu aș face nimic până acasă. Înțelegi, eu îl țin în... l-am luat cu mâna cu mănușa, îl punem... Uite, de-aia nu ne uităm noi la știri, că toată lumea ne zice, băi, că n-ați văzut numărul la nu știu ce. Nu, nu mai panică, nici o știre pozitivă. Dar numărul la aia care s-au vindecat sau să ne spună sau cineva cum s-au vindecat. Gata, China a închis spitalele, nu mai au cazuri. Cum? Deschid magazine, restaurante? Cum? Adică vreau și eu să știu. Dacă ei dețin vaccinul și așa, de ce nu-l dă la toată lumea? Care-i faza? De ce trebuie să aștepte să mai moară și prin alte țări alți oameni? Cârcotașă, ce ești? Așa cum sunt eu, o cârcotașă. AJ, nu pune mâna, please! Că nu-i dezinfecta suficient. Adică m-am întrebat câte de... Dar frate, trebuie să-l clătim cu clor. Și ne-a ținut afară, la coadă, ne-a băgat pe rând câte unul. Părinții trebuie să stea la distanță unii de alții. Mai erau și din alte clase, ei aveau mult mai multe materiale, cărți de citit. Clase mai mari? Clase mai mari. Aha. Cărți era de citit. Era Miss Jill sau era doar directoarea școlii? Nu, era directoarea școlii și cu polițista care e la intrare. Și... Am văzut că au deschis, când alerg dimineață, au deschis pentru meals și... A, da. Pentru mâncare, da, pentru cei care copiii nu-și permit, care, da. Da, care veneau la școală și asta era singura lor masă pe zi. Da, din păcate asta este realitatea. Sunt pregătită să mergem și știi ce, tati? Mi-am adus aminte că avem căsuță poștală. Hai să... Oh, da, mă, hai să facem o vizită. Da, poate mi-a trimis cineva ceva. Ha! Bă, avem un colet? Primul nostru colet! De la Street Coffee.
NYC. Wow, mulțumim frumos! Îți dai seama dacă poate să vină carantină, dacă avem cafea. Gustăm și zicem ce... Desfacem și vedem ce este, dar nu acum. Acum hai să mergem că e târziu. Târziu la muncă? Da! La muncă? Unii dintre noi! La muncă cu noi! Pe la muncă. Muncă, mă! I'm really eating soup and now I'm really coloring with the list. But now what mommy says, I go to get the center out of four, but I don't know what mommy made there. Mami face mâncare. Ce asta, fata? Da, fiam și eu niște orez. Ce aici? Cărniță. Wow, nebunatico. Deci sunt foarte obosită. Stă de-a lapte cu ciorbă. M-a pus să-i culeg din supă pătrunjelul de deasupra. Serios? Că el nu vrea cu nimic verde, că e iachi. Nu sunt obosit. Vorbești de românești cum vorbești de chineză. Eu de când am ajuns acasă tot strâng și uite puțin de fără arată să mă răcerim. Tu ai strâns, parcă așa arătaș dimineață, deci dezastru, frate. Nu mă, că aici... Ce faci, scumpeta cu dedii? Face nani. Nu face nani, ia uite-l cât e activ. Nu? Te rog frumos să-i spui să facă nani. Dar ce faci, mă, tati? Eu sunt treaz și activ, mă, Didi. Hi, guys! Ești tu treaz, mă. To subscribe. Da. That's my job. AJ din bucătărie. Mommy, that's my job. That's your line, AJ. Ai replica ta. Ok? Da. Eu mai am puțin și cu capul. Deci nu, noi împreună trebuie. Împreună trebuie să mergem peste tot. Împreună trebuie să avem grijă de copii acasă. AJ tot mă nebunește că vrea să deschidem kitul ăla de la teachers. Că îl deschidem. Eu scurez cafea. Da, și eu tot, și eu tot de cafea. Hai să desfacem cafeaua, pentru că eu m-am lămurit. E punga transparentă la chetul de la școală, eu mărgele și biuluțe nu mă apuc să fac. De ce luăm prima dată? Păi asta. Cafeaua? Cafeaua. Că mărgelele și cu biluțele le lăsăm pe AJ să și le desfacă singur. Ce părere ai? Da. Cât desface Oana cutia de cafea, vreau să spun că cine ne-a trimis cafeaua este un român care are un business aici în New York City și a fost drăguț, ne-a dat un mesaj pe Instagram, vreau să vă trimit cafea. Și mulțumim pe calea asta, vă mulțumesc super, super mult. Uite, eu nu am întrebat dacă știi cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Nu știu cum îl cheamă, mi-a dat de pe Instagram-ul companiei. De firme. Okay. Deci dacă sunteți aici în state, nu este un video sponsorizat de el, de firma lui, dar a fost un gest super, super nice și dacă sunteți în state și vreți o cafea bună, sper, n-am gustat-o încă, puteți să comandați de pe site-ul online, o să pun pe jos la descriere sau chiar pe ecran website-ul. Vă mulțumim frumos! Pe asta scrie Peru, coffee, îmi place foarte mult design-ul. Da. Așa? Și cealaltă, street coffee. Ei vând cafea online. Deci Adrian o să pună adresa lor. Mergeți și aruncați un ochi pe website-ul lor. Noi o să, dacă ne urmăriți pe Instagram, o să vă spunem și ce gust are cafeaua. De mirosit, până una alta miroase super. Ori asta, ori eu n-am mai băut o cafea de când se trăgea cu arcul și acum sunt... Ce mai avem aici este pachetul de la teacher. Pe mine ce mă interesează este ce a scris. Da, altfel așa, ce a pus înăuntru... Ia, hai să vedem. Învățătoarea lui AJ împreună cu asistenta sau asistenta au venit la școală pentru că așa li s-a cerut de la învățământ. Însă clasele toate sunt goale și școala nu se mai simte la fel ca până acum. Ok, au lucrat împreună să pună o listă de website-uri și tot felul de resurse pe care noi să le folosim acasă și să folosim timpul ăsta liber ca să învățăm câte ceva copii și să ne simțim liberi să îi trimitem lui teacher un e-mail cu orice fel de vești sau dacă am găsit alte
website-uri pe care vrem să le adăugăm la listă ca ei să le poată împărtăși cu ceilalți părinți. Eu am primit un e-mail și de la PTO, că Adrian tot îmi spune, mă, cine-i PTO-ul ăsta de strimite e-mail-uri? Este un părinte care ține, face legătura între școală și tot ce ține anunțuri de școală și noi ceilalți părinți, ca să nu bulucim toți părinții peste învățători. Și atunci părintele ăsta și-a asumat responsabilitatea, se duce la tot felul de întrevederi la școală și apoi ne trimite nouă câte un e-mail și ne pune la curent. O face gratis? Da. Da? Da. Și când s-a cerut la școală, când s-a cerut... Corona! Toși mă, că eu am stat în casă, eu m-am spălat pe de 1000 de ori pe ochi, așa că mă ating, uite așa, mă ating. Uite așa, uite așa. Ai pus mâna pe foile astea, nu atingi. Ba, da. Asta da. Dar erau în pungă foile, n-a tu și nimeni dinainte pe ele. Are you sure? Nu, dar ce poți să fii sigur de ceva? Îți spuneam că PTO mi-a trimis un e-mail și au zis că mâine vineri ce părinți vor să facem, există o aplicație și să ne logăm cu toții și copiii să ia lunch împreună, virtual, să se vadă unii pe alții. Vai de mine, dar eu nu vreau chestia asta. Cum să desenăm împreună, uite, cum să reciclăm materiale, cum să desenăm o poză de familie, să vorbim despre trecut și prezent. Ok, da. Deci, na, ia, stați puțin, te întrerup puțin. Ia uitați-vă la AJ. Are numai ciorbică pe bluză. Da, nu. Și ridica mâna că vrea să vorbească. A, da? A cerut voie? Da. Ok, AJ, ce vrei să spui la cameră la guys? Mommy, why do you have these? Asta este, ia, a ce miroase, ia vezi. Ia miroase. Miroase a? Coffee! Miroase a cafea. But what is in there? Dacă miroase a cafea, înseamnă că este cafea. O stropim cu clor, te stropești pe mâini. Oana, ia mâna, nu pune mâna. And mami, what's this? Tot cafea, mama. E pentru că mami și cu tati trebuie să stea mult timp închiși în casă cu cineva care vorbește mult. Și nu sunt eu aia. Nu, eu am doi care vorbesc mult în jurul meu, așa că... And mami, știi ce is that zis? For me? Da, asta e pentru tine. Știi ce mi-a spus Adrian acum 20 cu Păiona? Că ăștia ne bagă forțat în carantină. Băi, eu mă fac cu capul. Deci eu trebuie să ies măcar la alergat să-mi dea voie să ies. La care eu îi spun, zic, da, dar tu îți dai seama ce efect are carantina asta? Ce fel o să arăți tu după carantina asta dacă te duci și alegi de 2-3 ori pe zi că vrei liniște? Eu sper să mă duc la muncă în carantină. Da, eu sper să alergi până la muncă. Sau așa, da. Sunt vreo 7 miles dus și 7 întors. Deci... o nimica toată. Yeah. La sfârșitul carantinei am un bărbat de... Deci asta zice teacher, o grămadă de indicații și apoi, uite, fiecare... Uite, trebuie să întrebăm copilul să... Deci asta este un sticker, animal, da? Și îmi zice așa, puneți stickerul ăsta pe o bucată de hârtie albă, apoi identificați-l. Copilul trebuie să spună ce este. Ajutați-vă copilul să caute informații online despre animal. Unde trăiește, ce mănâncă, să găsiți ceva lucruri amuzante despre animalul respectiv și dacă este ceva unic în privința animalului. Ok, cu alte cuvinte, googlim. Trebuie să învățăm copiii să googlească. Mă, de asta mi-e frică. Bă, deci mi-e cel mai mare frică de mărgelele astea. Îi spuneam lui Adrian zilele trecute, băi, bine că n-aveam o fată, că stătea cu Eden pe brațe și AJ venise și îl dădea cică cu cremă, că avea Adrian o buba și trebuia să-l facă bine și nu știu ce. Și i-am spus, tu îți că dacă aveam o fată până acum aveai părul prins în codițe și erai dat cu ojă. Zi, mersi că ăsta vrea să fie doctor. Asta zice așa, să punem copilul să sorteze după culoare fiecare mărgeluță, să le numere și să scrie numărul în funcție de fiecare culoare, ce număr de... Hey guys, I'm really done with the food and but now I'm ready to play but now I want to sit with mommy over here and now I use my camera to say mommy but I want to sit with mommy now. Bye, bye. Click to subscribe. Ar trebui să încercăm să facem diverse modele pe masă sau pe birou și să aleg eu ca părinte un model preferat. Elsa.
But it's not staying like this. I need some frozen Elsa, but I don't know where are they. Maybe they live to the machine, but I don't know where because I like Elsa. AJ, he went to the chocolate egg. AJ, în primul rând, mami îți aduce o altă bluză, că trebuie să te schimbi, că ai dat pe tine supă. În al doilea rând, vin la bucătărie, că trebuie să verific dacă ai terminat de mâncat tot, da? Deci dacă cumva nu ai terminat de mâncat tot, fugi înapoi la bucătărie și termină acum, da? Deci când aude AJ că vorbim la cameră, vrea să vină neapărat, repede, că să nu cumva să scape lui, să nu vorbească cu voi. Și Oana e la fel, deci nu e nicio deosebire. Când vreau eu să vorbesc la cameră, vin și mă întrerup. Este mai așa sau nu? Eu nu știu despre ce vorbești. Da. Până una alta, acum, Adriane, dacă tot ai venit acasă și ești odihnit, ai o grămadă de treabă. Așa. Mi-am propus să filmăm un videoclip și pentru canalul meu. Wow. Vremea este urât afară, eu am o durere de cap, dar nu mă las de filmat. Trebuie să filmez, trebuie să am grijă de copiii ăștia, dar acum, dacă a venit Adrian, tot este mult mai ușor, că împărțim atribuțiile. Eu mai strâng de vreo 20 de ori de aici până de seară. El le strânge seara la culcare, că asta este treaba lui. Înainte de culcare, dacă vrea să-i citesc o poveste, trebuie să fie toate jucările puse la loc. Și atunci se execută. Noi încă încercăm să ne dăm seama de o rutină, așa, pentru că mie nu mi-a plăcut ideea de a face baie la copii. Mă, în fiecare seară la un copil trebuie să-i fac baie, adică lu unul într-o seară, lu celălalt într-o seară, lu unul într-o seară și viață când mai am. Și atunci încercăm să ne găsim propriul nostru ritm, să zicem așa. Aseară i-am băgat pe toți la spălat. S-a făcut să 5 după amiază și am decis. Zic, Adrian, ești primul la baie, te rog frumos, încep tu, după tine intru eu la duș și apoi urmează AJ și apoi urmează, îi facem băiță și lui Aiden. Vlogurile noastre probabil că o să fie mai scurte decât au fost până acum. Viața noastră decurge, nu știm unde se îndreaptă, dar o luăm ca pe o aventură, voi știți. Stați alături de noi. Mami, vino cu bluza murdară de supă la mama, vă rog frumos. I'm really done. Ok, mergem și ne schimbăm. Stai jos la mama în brațe, fiindcă vreau să spunem bye-bye la guys, da? Bye guys! Can't kill to subscribe and don't say it again, ok? Asta este replica ta, mami nu mai zice, da? Ok. Bye! Bye-bye, guys!